Suntem în cartea lui Neemia și am văzut că Neemia, cartea Neemia și contextul în care scrie Neemia, în care se petrec evenimentele din cartea aceasta, sunt ultimele pregătiri pentru prima venire a lui Mesia, a Domnului nostru Iisus Hristos. Primele 7 capitole, dragii mei, se referă la zidirea, la rezidirea Ierusalimului, iar de la capitolul 8 până la sfârșit, până la capitolul 13, textul ne vorbește despre restaurarea spirituală a poporului. În capitolul 1 am văzut că Neemia simte istoria lui Dumnezeu, simte planul lui Dumnezeu, simte ceea ce Dumnezeu vrea să facă și reacționează. Stă 3 luni de zile în post și pregătește întâlnirea cu împăratul Artaserse. În capitolul 2, Neemia face planuri care se bazează pe planurile Domnului. În capitolul 3, Ierusalim și împreună cu întreg poporul răspunde chemării lui Dumnezeu și împreună zidesc cu bucurie zidul Ierusalimului. Până în 5 și 6 vedem că orașul cel rău nu stă nepăsător, ci Satan începe și el să facă planuri pentru că el știe că rostul lui este ca să zădărnicească planurile lui Dumnezeu, pentru că planurile lui bune privind venirea lui Mesia, privind venirea seminței în pământul acesta, cel care îi va zdrobi capul să nu se întâmple. Și în capitolul 4, 5 și 6, vrăjmașul face și el planuri prin care vrea să zădărnicească planul lui Dumnezeu. În capitolul 2, Neemia ajunge în Ierusalim și face o chemare și să zidim iarăși Ierusalimul și poporul răspunde la unison să ne sculăm și să zidim și încep să zidim. Însă capitolul 3 începe cu, în capitolul 4 începe că vrăjmașii Domnului s-au supărat foarte tare și știm că în spatele lor nu era altul decât șarpele cel vechi, decât diavolul, decât Satana, care vroia cu orice preț să împiedice lucrarea lui Dumnezeu. Și în capitolul 4 vedem că cel rău își îndreaptă atacul împotriva lucrării poporului, împotriva chemat, la care Dumnezeu i-a chemat. În capitolul 5, cel rău atacă unitatea dintre frați. Iar în capitolul 6, vom vedea că cel rău se îndreaptă împotriva liderilor, împotriva liderilor pe care Dumnezeu i-a pus să conducă această lucrare. Acum când ne uităm în capitolul 4, vedem că atunci Satan atacă lucrarea poporului, corecte, vrea să amenințe ca lucrarea să se stopeze. Poporul rămâne cu inimă și lucrează în continuare. În Neemia, capitolul 5, cel rău vede că poporul este o inimă și un gând dintre frați, unitatea dintre ei. În mijlocul acesta, dezbinați. Însă în dimineața aceasta, unul dintre cele mai furibunde atacuri ale liderilor, împotriva cei care conduc, împotriva celor care Dumnezeu i-a rânduit ca să facă lucrarea. Haideți să vedem unul din Neemia. Și cuvântul Domnului spune astfel, pagina în Sfintele Scripturi 502. Nu pusesem încă ușile porților când s-a îmbalat Tobia, Gherșem, Arabul și ceilalți vrășmași ai noștri. Au auzit că zidim zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci s-a îmbalat și Gherșem. Au trimis să-mi spună, vino să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis soli cu următorul răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în 4 rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Sanbalat mi-a trimis solia aceasta a 5-a oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. În ea era scris: se răspândește zvonul printre popoare că și Gașum,
Și Gașmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino dar să ne sfătuim împreună. Am trimis următorul răspuns lui Sanbalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este. Tu de la tine le născocești. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și îi ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Acum Dumnezeule, întărește-mă. M-am dus la Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mahatabeel. El se închisese și a zis, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului și să închidem ușile templului, că-și vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sanbalat și Tobia îi dăduseră argint. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și am să urmez sfatul lui și am să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sanbalat și de faptele lor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeea care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. Căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era generele lui Șecania, fiul lui Arah, și viul său, Iohanan, luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și îi spuneau cuvintele mele. Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Unul dintre cele mai furibunde atacuri ale celui rău este împotriva liderilor poporului lui Dumnezeu. Și acest lucru îl găsim în Neemia. Dragii mei, motivația este simplă. Lovește pe păstor și oile se vor risipi. Cel rău știa acest lucru, că dacă va avea atacul lui un efect asupra lui Neemia, efectul scontat, cu siguranță poporul își înceta activitatea, iar lucrarea Domnului se sista. Cel mai furibund de atacuri ale celui rău este la adresa liderilor. Textul care l-am citit se referă în special la Neemia, care era dregător în Ierusalim, pe care împăratul perșilor Artaxerxes îl trimisese să rezidească zidul Ierusalimului. În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre atacul celui rău împotriva liderilor. Însă, în dimineața aceasta aș vrea să vă aduc înaintea dumneavoastră că lideri nu suntem doar cei care conduc o biserică. Citeam un dicționar și spunea în dicționar indexul online al nostru. Spunea că a fi lider înseamnă să fii un conducător. Liderul este o persoană dominantă dintr-un grup. O persoană care conduce grupul, o persoană dominantă al acelui grup. Acum când mă gândesc, când mă uit la noi, cu toții suntem, aproape toții, suntem familiști. Și avem acasă copii. Și Pavel, când se uită la familiile celor credincioși, vorbește bisericilor și de multe ori spune, transmite salutări bisericii din casa lui. Cu alte cuvinte, posibil ca biserica să se fi adunat în casa acelui om, acelui frate. Însă, dragii mei, familiile noastre sunt biserici. Pentru că știm că biserica este locul unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Hristos. De aceea, subiectul pe care astăzi vi-l aduc înainte
nu se referă neapărat la atacul celui rău asupra celor care conduc Biserica Philadelphia sau orice altă biserică, ci cuvintele pe care vi le spun se referă la faptul că toți care sunteți părinți, care suntem părinți, suntem lideri și conducem o mică bisericuță la noi acasă. Cuvântul lui Dumnezeu spune ca să învățăm pe copii calea Domnului. Și noi în casele noastre suntem preoții lui Dumnezeu. Pentru că învățăm copiii noștri calea Domnului. Lovește pe păstor și se vor risipi oile. Acum, când ne uităm în text, vedem că cel rău folosește cel puțin 4 căi prin care să lovească liderii. Și prima dintre ele este uneltirea. Este ca să-l atragă într-o cursă și să îi pună viața în pericol, să ia viața. Spune cuvântul lui Dumnezeu că nu pusesem încă ușile porților când s-a îmbalat Tobia, Gherșem arabul și el ați vrăjmași ai noștri. A auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci s-a îmbalat și Gherșem a spus, au trimis să-mi spună, vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Valea Ono era undeva la granița Israelului, undeva departe, unde nimeni nu știa ce se întâmplă acolo, o vale. Și textul continuă și Neemia spune, își puseseră de gând să-mi facă rău. Și nu numai o dată, ci de 4 ori. Pentru că, dragii mei, cel rău de la început a fost un ucigaș. Cel rău vine numai ca să fure, vine numai să înjunghie și vine doar să prăpădească. Și de ce pe noi? Pentru că știe că din creația lui Dumnezeu, eu și tu, suntem singurii care odată am purtat chipul lui Dumnezeu. În Geneza, primele capitole, capitolul 2, spune că omul, eu și tu, am fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Satan duce o luptă teribilă, o luptă teribilă ca să distrugă acest chip. Mai ales că el cunoștea planul lui Dumnezeu, că atunci după cădere, Dumnezeu va căuta cu tot din adinsul ca fiecare om să redevină creația pe care l-a gândit-o, să fim oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Un prim atac pe care cel rău îl face liderilor, celor care conduc, părinților, este că pune la cale uneltiri după uneltiri. Noi nici nu ne dăm seama în văzduh câte lupte duce cel rău ca să ne ia viața. Când știm că lângă noi sunt copii care vor și care noi vrem să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Un prim atac este uneltirea, dorința să ia viața. Un al doilea atac este calomnia și șantajul. Sanbalat mi-a trimis scrisoarea aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. O scrisoare deschisă înseamnă că nu era pecetruită, nu trebuia să o citească Neemia singur într-o cameră. Ci scrisoarea aceea era citită în mijlocul, în văzul, în auzul întregului popor. Era scris în ea. Și acum gândiți-vă, slujitorul lui Sanbalat citește această scrisoare în auzul lui Neemia și în auzul poporului. Se răspândește zvonul printre popoare și Gașmuș spune că și tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Asta este calomnia. Urmează șantajul. Vino dar să ne sfătuim împreună. Poate găsim o soluție. Te ajut eu. Te ajut eu. Toți oamenii aceștia vreau să ne înfricoșeze și ziceau, li se va muia inima. Lucrarea nu se va face. Calomnia este un lucru foarte dureros.
Dacă deschideți dicționarul, când citiți despre calomnie, definiția acestui cuvânt spune că acest termen definește o afirmație mincinoasă și tendențioasă, făcută cu scopul de a discredita, de a atinge onoarea sau reputația cuiva. Nu este mai rău lucru decât cineva să vorbească despre tine lucruri neadevărate, să-ți spună în cârcă lucruri care nu sunt, să te învinuiască de lucruri pe care niciodată nu le-ai gândit. Neemia era dregătorul împăratului și a fost trimis o perioadă de timp la Ierusalim ca să zidească zidul cetății și nu să ajungă împărat. Citeam zilele acestea și îmi place foarte mult Dimitrie Bolintineanu, în una din volumele sale opere, spune următorul lucru. Un stins care nu arde, dar știi ce face? Te mânjește. Greu lucru este ca cineva să te vorbească de rău. Nu știi ce în tine, ce lupte, ce focuri se aprind, ce frământări sunt. Pentru că știi că lucrurile acelea nu sunt adevărate. Un al doilea lucru cu care cel rău ne lovește pe noi, liderii, este calomnia, defăimarea și șantajul. Al treilea lucru pe care îl aduce este compromisul și de la calea lui Dumnezeu, de la porunca Domnului. Spune textul, m-am dus la Șemaia fiului de Laia. El se închisese și a zis, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului și să închidem ușile templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Neemia se uită la el. Și Neemia, care cunoștea legea Domnului, știa că în templul lui Dumnezeu, în cortul întâlnirii și în templul lui Dumnezeu, nu au acces decât preoții. Posibil că acest Șemaia să fi fost preot. Pentru că atunci când vorbește cu el Neemia, vorbește numai despre sine și i-a zis, un om ca mine ar putea să intre, nu spune noi nu putem să intrăm, un om ca mine ar putea să intre în templu și să nu moară? Și cuvântul lui Dumnezeu spune că cel rău a vrut ca să-l îndemne pe Neemia la un mic compromis. Contextul în care te afli, dragul meu, Dumnezeu va înțelege. Intră în templul lui Dumnezeu, pentru că acolo vrășmașii nu vor îndrăzni să intre. Și acolo, în templul lui Dumnezeu, tu vei fi păzit. Acolo Dumnezeu te va proteja. Și gândul acesta este un gând bun, gând bun al lui Șemaia. Îi păsa de acest prieten al lui, Neemia. Însă, credinciosul Neemia își dă seama de cursa ce îi se întinde. Și își dă seama că dacă făcea lucrul acesta, dacă urma sfaturile lui, el săvârșea un păcat. Păcatul și de păcatul acesta s-ar fi folosit vrășmașii lui ca să aducă atingere numelui lui. Ca să-l umple, spune el, de ocară. Pentru că dacă ar fi făcut compromisul acesta, era uneltirea, defăimarea, șantajul, compromisul. Și un ultim lucru. Al patrulea atac este semănarea seminței de descurajării prin trădarea lui de către frații care îl conjurau.
În vremea aceea erau fruntași din Iudeea care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el, căci mulți din Iuda erau legați cu el. Uitați ce dureros este versetul acesta. Mulți din Iuda erau legați cu el, cu Tobia acesta, prin jurământ, pentru că era ginerele lui Șecania. Vorbeau de bine de el chiar în fața mea, când știau că este vrășmașa lui Dumnezeu și îi spuneau lui cuvintele lui. Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Stăteam și mă gândeam la faptul că această stare, acest sentiment al descurajării ne înconjoară și ne vizitează cel mai mult. Cel mai mult. Stăteam și mă gândeam la faptul că descurajarea este sentimentul și forța care mă face cel mai ușor să renunț de ce m-am apucat. Mai ales când vine în urma atitudinii unor frați sau unor surori, a celor dragi. Dar cerul, dragii mei, se folosește de acest lucru pentru că știe că are efect. Pentru că el știe că are efect. Uneltirea cel rău va voi, atunci când îl slujești pe Dumnezeu, va voi cu orice preț să-ți ia viața. Cel rău te va defăima și te va calumnia. Cel rău îți va întinde fel și fel de șantaje. Cel rău îți va aduce în față fel și fel de compromisuri pe care te îndeamnă să le faci sub motivații relativ bune, la prima vedere bune. Și cel rău nu va ezita să aducă în viața ta descurajare în momentul în care cei de lângă tine, cei dragi ție, vor pierde busola către împărăția lui Dumnezeu. Când mă uit la Neemia, capitolul 6, văd felul cum cel rău țese planul său împotriva noastră, a celor care într-un fel sau altul suntem lideri. Primul lucru pe care vrea să-l facă este să mă defocalizeze și să te defocalizeze de pe slujba sau lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat. Dumnezeu ne-a înzestrat cu daruri diferite. Dumnezeu ne-a pus în slujbe diferite. Dumnezeu ne cheamă la lucrări diferite. Și cel rău știe acest lucru. Și primul lucru pe care vrea să-l facă este să mă defocalizeze și să te defocalizeze de pe lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat potrivit cu darul care ți s-a dat. Și următorul pas pe care îl face este ca dacă dacă eu sau tu mă defocalizez de pe slujbă, de pe ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat, automat începe ca discernământul meu spiritual să se reducă. Și cel rău, următorul pas face ca să anihileze acest discernământ spiritual. Să nu mai știi să deosebești răul de bine, să nu mai știi să deosebești șoapta Duhului de șoapta celui rău. Și vom ajunge la acest aspect. Următorul pas pe care îl face este că atunci când îți pierzi discernământul spiritual, automat ești în cădere liberă. Și relația ta cu Dumnezeu începe să se rupă. Și ultimul pas, tragedia, este anihilarea mea fizică, moartea și despărțirea pentru veșnicie de Dumnezeu. Acesta este scopul final al celui rău. Ca niciun om de pe pământul acesta să nu îl vadă pe Dumnezeu ca tată, ci ca orice om de pe pământul acesta să dea față în față cu judecătorul care va osândi. Ca niciun om de pe pământul acesta să nu mai poarte în el chipul și asemănarea tatălui său, creatorului său.
Acum, dacă știm toate lucrurile acestea, uitați ce spune Pavel. Dragii mei, să nu-l lăsăm pe cel rău. Să nu lăsăm pe cel rău să aibă un câștig de la noi, căci noi nu suntem în neștiință de planurile lui. Și totuși, mă uit la mine, dragii mei. Și așa de... Și stau și mă gândesc, Bogdan a vorbit în mijlocul nostru din Romani. Să nu mai trăiți în chefuri, în beții, în petreceri, în destrăbălare, în fel și fel de păcate, ci, cum continuă textul, îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus Hristos. Exact. De grijă. Plin de păcat. Să nu lăsăm pe cel rău să aibă un câștig de la noi. Suntem în neștiință despre planurile lui. Reacția lui Neemia în urma atacurilor a fost una extraordinară. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că, dragii mei, era dat dovadă de un înalt discernământ spiritual. A știut că vocea din spatele glasului omului aceluia era vocea celui rău. El se focalizează pe lucrarea lui Dumnezeu pentru că știa că la aceasta l-a chemat Dumnezeu și aceasta era primordială în viața lui. El răspunde cu calm la calumnie și șantaj. Nu face circ. Vorba voastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, să fie dreasă cu sare. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Este un om al rugăciunii. De fiecare dată când cel rău vine înaintea lui cu fel și fel de atacuri, cu fel și fel de curse, îmi place că își ridică ochii spre cer și cere de la Domnul putere. Și acum, Dumnezeule, izbăvește-mă. Și acum Dumnezeule, întărește-mă. Reacția lui Neemia la atacul a produs un lucru extraordinar. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lui Elul, în 52 de zile. Un zid de câți kilometri, Sergiu? 2,5 citisem, dacă nu mai mult. A fost mâna lui Dumnezeu. A fost mâna lui Dumnezeu care a dat putere. Dumnezeu a dat putere unor prunci să zidească cum trebuie. Dumnezeu a dat putere unor fete și înțelepciune ca să pună cărămizile și mortarul cum trebuie. A fost mâna lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, uitați cum continuă textul. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, știți ce au făcut? S-au temut. Știți de ce s-au temut? Pentru că au cunoscut. Pentru că au cunoscut că lucrarea se făcuse, cum? Prin voia lui Dumnezeu. Atunci când stai înaintea lui Dumnezeu și atunci când respingi cu curaj atacurile celui rău, Dumnezeu își va arăta slava. Pentru că biruințele în luptele spirituale, biruințele noastre spirituale nu sunt pe slava noastră, ci biruințele noastre spirituale, dragii mei, sunt doar pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. Țineți minte lucrul acesta. În fața lui Dumnezeu, noi nu putem spune decât, Doamne, nu sunt decât un rob netrebnic. Doamne, în fața Ta eu nu sunt decât un rob netrebnic. Pentru că toată puterea
Atunci când am crezut, Tu ai turnat-o în mine. Tu mi-ai dat și voința și făptuirea. Pentru că atunci când conlucrăm cu Dumnezeu, când ne lăsăm la picioarele Lui, El binecuvintează. El binecuvintează. Reacția lui Neemia a fost una extraordinară. Pentru că el știa, el a cunoscut glasul lui Dumnezeu și glasul celui rău. Stai și mă gândeam zilele acestea la textul din Petru, 1 Petru, capitolul 5. Și spune Scriptura că, dar aș vrea ca să-l citesc în mijlocul nostru, pentru că este un text foarte frumos, câteva versete. Spune Scriptura astfel. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Textul continuă. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că frații voștri trec prin aceleași lucruri, prin aceleași stări, ca și voi. Însă, dragii mei, mi s-a oprit privirea la un cuvânt. Textul nu spune că potrivnicul vostru, diavolul, este un leu. Spune că răgnește ca un leu. Asta înseamnă că el nu este un leu, ci el este un imitator. Pentru că, dragii mei, leul din Iuda, adevăratul leu, știți cine este? Iisus Hristos. În vremurile din urmă, cel rău va vrea să-l imite. Și o face și acum, cu un răget. De-aia spune apostolul, împotriviți-vă lui. Pentru că diavolul este doar un imitator. El nu este leu. El este cel pe care Hristos l-a biruit la cruce. El este un înfrânt. El este un înfrânt. Și înaintea Lui trebuie să venim cu această stare. El este un înfrânt, iar noi suntem copiii celui care a biruit. Biruințele noastre în luptele spirituale nu sunt spre slava mea, nu sunt spre slava noastră, ci sunt spre slava și spre gloria lui Dumnezeu. O radiografie a capitolului 4, 5 și 6. Ce rău atacă lucrarea credincioșilor prin batjocură, prin intimidare și prin amenințare. Ce rău atacă unitatea dintre noi, dragii mei, prin dezbinare, prin egoismul nostru și prin lăcomia noastră. Ce rău atacă liderii din popor, liderii bisericii, prin uneltiri, prin șantaje, prin calomnii, prin compromisuri pe care le aducem înainte și prin descurajări pe care le strecoară printre noi, în inimile noastre. Acesta este cel rău. Acesta este planul lui și acesta este planul lui în orice domeniu al bisericii, în slujire, în unitate și în conducere. Nu suntem în neștiință de planurile Lui, pentru că Scriptura ni le prezintă. Și capitolul 4, 5 și 6 din Neemia le aduce pe toate la un loc. La un loc. Întrebarea este următoarea. Dar, Doamne, Te implici în lupta mea spirituală? Te implici sau nu Te implici? Ce spuneți? Dumnezeu joacă vreun rol? Oh, și cum? Dumnezeu, în primul rând, este în controlul vieții mele. Este în controlul vieții credincioșilor Lui. Hristos vorbește cu ucenicii și le spune, dragii mei, niciun fir de păr, niciun fir de păr nu cade fără voia Tatălui nostru, vostru din ceruri. Nu știu cât conștientizăm noi lucrul acesta, vorbele acestea ale lui Hristos.
Dar Dumnezeu este atent la fiecare particulă microscopică din ființele noastre. El este în controlul vieților copiilor săi. Dumnezeu dă credinciosului său toate resursele pentru a face față oricărei uneltiri, oricărui atac a celui rău. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește Evlavia. Tot. Toate resursele, dragii mei, le găsiți în cuvântul lui. Cuvântul lui ne dă putere și ne îmbracă cu resursele acestea. Mai mult decât atât, Dumnezeu îngăduie atacul celui rău. Îl îngăduie. Nu este neștiință față de el, însă îi impune celui rău limite. Îmi place așa de mult, am început să citesc cu fetele Biblia în ordine cronologică și din Geneza, capitolul 11, programa ne-a dus la Iov. Și am fost foarte frământați și în același timp impresionați că Dumnezeu pune limite. Să nu te atingi de El. De orice, să nu te atingi de El. Poți să te atingi, numai viața să nu-i o iei. Pentru că Dumnezeu știa. Pentru că Dumnezeu îl iubea. Cu toate că psalmistul spune că dulce este moartea celor credincioși înaintea Domnului. Dar Dumnezeu avea un plan cu Iov. Mai mult decât atât, Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 13, spune că nu v-a ajuns nicio ispită a celui rău care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care o îngăduie, pregătește și mijlocul de a ieși din ea. Rezistența la ispită ține însă de cu cât mă echipez în Dumnezeu, cu cât sunt îmbrăcat cu Hristos. Un alt lucru pe care vreau să vi-l aduc este că orice ispită sau orice atac al celui rău are ca scop maturizarea credinciosului și mai mult decât atât, slava lui Dumnezeu. Citeam în Iov și în capitolul 38, foarte interesant. Știți foarte bine, cu prietenul lui vorbesc și îi spun și când Dumnezeu intervine, primul cuvânt pe care îl spune este: cine este acela care îmi întunecă planurile? Cine este acela care nu-i de acord cu planurile mele? Iov, eu pentru tine am un plan. Ceea ce ți se întâmplă este datorită unui plan pe care l-am și planul acesta are efect, în primul rând, gloria mea și, în al doilea rând, creșterea ta. Și când Iov își dă seama de măreția și de planul pe care Dumnezeu îl are cu el, spune: Doamne, mi scârbă de mine. Doamne, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Pentru că prin orice încercare treci, pentru că orice atac Dumnezeu îl îngăduie în viața ta din partea celui rău, este cu un scop. Și în primul rând scopul este gloria lui și în al doilea rând este desăvârșirea ta și a mea. Să nu uităm lucrul acesta. Dar un lucru pe care vreau să vi-l aduc este că prin veghere și discernământ spiritual, noi, credincioșii, putem anticipa atacurile celui rău. Ce ne lipsește? Vegherea și discernământul. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, spune apostolul Iacov, să o ceară și Dumnezeu i-o va da. Dragii mei, acestea au fost cuvintele pe care le-am adus în mijlocul dumneavoastră. Dar înainte ca să termin, aș vrea să vă spun că Dumnezeu îngăduie atacurile asupra noastră, atacurile celui rău. Dar Dumnezeu a îngăduit ca cel rău să-l atace în fel și fel de chipuri pe Fiul lui, coborât pe pământul acesta. Dumnezeu nu l-a cruțat pe Hristos cât a fost pe pământ de atacurile celui rău. Dar în toate atacurile pe care le-a avut din partea celui rău, El a fost mai mult decât biruitor. Domnul Iisus a fost marele nostru biruitor.
a fost marele biruitor al părâșului nostru, al șarpelui cel vechi, al diavolului. Căci noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de noi, spune autorul epistolei către evrei, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, a fost batjocorit, a fost intimidat, a fost amenințat, a fost uneltir la adresa lui, a fost calomniat, a îndurat ispita aceasta a compromisului și a fost trădat de cei apropiați lui. Tot ce ni se întâmplă nouă la nivelul întregii omeniri a venit peste el ca un tăvălug. Și Scriptura spune că cel rău venea și îl ispitea și continuă lăsat pentru o vreme și la o vreme. Din când în când cel rău venea înaintea celui care ne aducă zici, ca să facă planul lui Dumnezeu zadar. Dar, dragii mei, slavă Lui că El e biruitorul. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați în vreme de nevoie. Biruința lui Hristos asupra celui rău este resursa care ne dă încredere că putem fi doar prin El mai mult decât biruitori în toate luptele noastre. Doar biruința Lui ne dă încrederea că și noi suntem biruitori. Așadar, la sfârșit, aș vrea să vă îndemn, așa cum autorul epistolei către evrei a făcut-o, și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar culoarea minte la cer, la Iisus, care a suferit din partea păcătoșilor împotrivire așa de mare față de sine și în spatele lor era cel rău, dragii mei, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Aveți nevoie să vegheați mai mult, aveți nevoie de mai mult discernământ spiritual, pentru că voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului. Cel rău atacă biserica lui pe toate planurile, atacă slujirea bisericii, atacă unitatea dintre noi, atacă cei care conduc biserica. Dar la fel ca Neemia, am vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, acum întărește-ne, pentru că avem nevoie de Tine. Și avem pe Hristos care a biruit pe cel rău. Vă invit să ne ridicăm și aș vrea ca 2-3 frați, 2-3 surori să venim înaintea Domnului cu rugăciunile noastre, după care eu mă voi ruga pentru pâine și pentru vin.